dragilor vă salutăm cu drag din biserica Betania de aici de la Dublin în această zi frumoasă de primăvară. Mulțumim Domnului pentru această zi minunată în care am putut să ne simțim din nou încurajați, să ne simțim întăriți, să ne simțim să ne simțim plini de vigoare înaintea lui Dumnezeu, pentru că toată puterea noastră, toată seva noastră se trage din Dumnezeu și nu există un alt nume, nu există o altă putere care să ne facă pe noi să rămânem puterni, să rămânem normali, să rămânem în toate facultățile mentale în această vreme, în acest secol, decât numele lui Isus Hristos și lui în această dimineață și în fiecare zi a vieții noastre îi dăm toată slava și toată cinstea și mulțumim pentru că ni s-a făcut revelat, ni s-a făcut cunoscut și că îl avem întotdeauna ca și un ajutor și un sprijin de nădejde. În această dimineață, dragii mei, dacă avem răbdare, aș vrea să intrăm în cuvântul lui Dumnezeu. Vă promit că nu este o predică lungă. Dacă ne ajută Dumnezeu, am o predică, o predică în trei puncte și mi-am intitulat mesajul pentru această dimineață trei ingrediente înspre un salt spiritual trei ingrediente înspre un salt spiritual. Și m-am gândit în această vreme, oare care sunt lucrurile la care noi trebuie să ținem? Lucrurile care în nicio circunstanță nu trebuie să renunțăm la ele. Pentru că vedem cum în stânga și în dreapta, diavolul, lumea, societatea, toate lucrurile vor să ne ia din puterea și din calitățile noastre de creștin. Și, în primul rând, m-am gândit că un lucru de care este absolut nevoie în acest secol 21 este onestitatea. Așa că, în primul și în primul rând, dacă vrem să facem un salt spiritual, este nevoie să fim onești, este nevoie să fim cinstiți, este nevoie să fim transparenți. Există uh, această înșelătorie, dacă vreți, în secolul acesta, în care, uh, prin toate rețelele de socializare. Ne prezentăm fiind diferiți, altfel, arătând ceea ce avem mai bun. Uneori uh, folosim expresia aceasta la țară, la Bisteța, de unde vin eu, ne dăm mari. Dar Dumnezeu și oamenii apreciază când omul este onest. Dumnezeu vede în lăuntrul inimii noastre și de multe ori chiar și oamenii văd, dar Dumnezeu vede toate lucrurile. Așa că primul pas înspre a fi sau înspre a face un salt spiritual. Este acesta, să fim onești. Sfânta Scriptură spune așa: Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și ne curăță de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. De aceea, dragilor, chiar dacă suntem în cea mai bună stare spirituală, în viața noastră încă există păcat, în viața noastră încă există nelegiuire, în viața noastră încă sunt lucruri care noi trebuie să le reparăm și cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, putem să vedem lucrurile acestea și să ne cerem iertare pentru ele și Dumnezeu ne va da har dacă stăm în această stare de onestitate, de transparență. Vedeți, pasul acesta al onestității vine, dacă vreți, înainte chiar de pasul sfințeniei, înainte de pasul pocăinței. Pentru pocăință, pentru sfințenie, avem nevoie, dacă vreți, de o viață. Și de multe ori nici viața nu-i nu suficient. Pentru să fii sfânt, să fi pocăit, este un lucru de proces. Este o stare de proces. Dar dacă vorbim de onestitate... Lucrul acesta poate să dureze o, o, o secundă, dacă vreți. Putem să ne decidem chiar în momentul acesta. Doamne, am trăit în fals, am trăit, am înșelat, am dat impresia că sunt ceea ce nu sunt. Doamne, vreau să mă opresc. Vreau să mă opresc din asta. Până acum, lucrul cu care m-am ocupat cel mai tare a fost să... Arăt oamenilor ceea ce nu sunt, să crezi o falsă uh, perspectivă a cine uh, sunt eu. Dar de fapt eu nu sunt acela. M-am rugat tare când de fapt acasă eu nu mă rugam deloc. M-am rugat tare la biserică. M-am -am implicat poate în șantier și mi-a plăcut să vin aici, cumva numele să-mi fie uh, pus pe listă, că m-am implicat și eu poate chiar o oră, pe când alții au lucrat o zi întreagă. În toate lucrurile există acest risc de a crea o falsă impresie. Cu această ocazie mulțumim tuturor oamenilor, dar în orice stare, în orice uh, subiect, în orice eveniment, noi întotdeauna vom fi tentați, vom fi ispitiți, ca să nu fim onești. Și Dumnezeu să ne dea această putere ca să fim așa transparenți, așa cum ne cere El. Onestitatea, dacă vreți, este una dintre cele mai puternice rampe de lansare înspre spiritualitate. Să umbli în lumină, dacă vreți, este exact lucrul acesta. Să fim onești, să fim transparenți. Domnul Isus a vorbit despre aluatul fariseilor. Și... În multe circunstanțe, Domnul Iisus îi mustre pe acești oameni chiar pentru uh, lipsa lor de transparență. Îi laudă în unele privințe, spunând, da, ceea ce vă învață ei, respectați, țineți, dar nu faceți după faptele lor. În schimb, exista partea aceea ascunsă pe care Domnul Iisus Hristos, fiind Dumnezeu, o cunoștea și o mustra. Și chiar le spune Domnul Iisus fariseilor, uh, vame și, și curvele vor intra înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza lipsei transparenței, din cauza lipsei onestității. Pentru că oamenii aceștia, farisei, curve, se vedeau că sunt păcători, se vedeau că au nevoie de Isus Hristos și spune, da, asta suntem, facem pasul acesta, te recunoaște pe tine Isus. asta suntem noi. Ei, dar farisei care aveau o părere bună despre, spune, noi nu avem nevoie de tine. Și Domnul Isus le spune că Oare cum veți scăpa voi de focul genei? Pentru că sfârșitul oamenilor care nu pot să fie sau nu-și doresc să fie onești niciodată este gena din păcate. Amintiți-vă de tâlharii care erau în stânga și în dreapta Domnului Iisus Hristos la cruce. Noi întotdeauna ne gândim la Domnul Iisus cum era acolo pe suferia și este extraordinară numai când ne imaginăm uh, imaginea aceea când ne aducem aminte de ceea ce Iisus Hristos suferea acolo. Și chiar fiind acum în perioada paștelor, mi-am adus aminte că pe la noi prin sat, de multe ori când treceam la multe case, era așa o cruce din aceasta, dar nu era o, o cruce goală, era o cruce în care era o reprezentare a Domnului Isus Hristos acolo suferind. Și mi-aduc aminte că acolo la, la, unde erau picioarele lui era așa cu roșu ca și uh, o baltă de sânge. Și de multe ori nu venea să trec pe acolo sau să mă uit uh, înspre imaginea aceea cumva dureroasă, înfiorătoare. Dar de fapt Hristos asta a suferit pentru noi. Și Domnul Isus era în mijloc și Aduceți-vă aminte pentru că oamenii acolo pe cruce spun ceva. Și ce spun ei? Unul dintre ei spune, pentru noi se cuvine această pedeapsă, pentru noi se cuvine să fim aici, dar nu și pentru Isus Hristos. Adică cu alte cuvinte și după aceea ce îi spune Domnul Isus? Îi spune, pentru aceste cuvinte, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Vă dați seama, un om care a trăit în păcat, care a făcut tot felul de lucruri nelegiuite, probabil a ucis, probabil a tâlhărit, Domnul Iisus Hristos îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Din ce cauză? Omul acesta, în ultimul moment, nemai având nimic de pierdut, devine transparent. Și fără acest ingredient al transparenței, nimeni și nimic nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așa că îl binecuvântăm pe Dumnezeu și dacă ne dorim să fim spirituali, dacă ne dorim să creștem în această vreme, nu poate să lipsească cuvântul acesta, transparență, originalitate, curăție. Așa scăpăm de păcate. Noi nu trebuie nici măcar să, să ne scuzăm prea mult înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuie să recunoaștem păcatele ca fiind păcate. În momentul în care noi dăm vina în stânga și în dreapta pe o persoană care cumva nu ne-a ajutat, nu ne-a sprijinit, care ne-a pus într-o postură nepotrivită sau un eveniment, noi atunci căutăm scuze. Dar noi când înfăptuim un păcat, trebuie să luăm toată responsabilitatea păcatului. Și păcatele fiind recunoscute și părându-ne rău de ele, le aducem înaintea lui Dumnezeu și el poate să le ierte. Dar nu când noi ne scuzăm, nu când dăm vina pe alții, ci noi trebuie să luăm toată greutatea păcatului asupra noastră. Și chiar dacă se întâmplă să suferim pe nedrept, să învățăm de la Isus Hristos, singurul care a suferit pe nedrept, nu pentru păcatele lui, nu pentru păcatele unei persoane sau a câtorva persoane. Greutatea totală a păcatelor a fost pusă pe umerii lui Isus Hristos și Isus Hristos nu s-a plâns de asta. De aceea să învățăm de la El, să învățăm de la Domnul Isus Hristos. Mai bine să răbdăm, mai bine să stăm cu vocea tăcută, pentru că și Domnul Isus Hristos și în Isaia 53 ne este prezentat ca și o oaie mută care era dusă înspre tuns și care... Avea toate motivele din lume să se scuze, dar nu a făcut asta. Din ce cauză oare noi uh, nu putem să fim ca Domnul Isus Hristos? Vedeți, Domnul Isus Hristos a fost exemplul umilinței totale. De cealaltă parte, diavolul a fost plin de mândrie. Și noi nu putem uh, să ne asemănăm cu amândoi. Fie luăm modelul umilinței al Domnului Isus Hristos, fie luăm modelul mândriei. Și de multe ori cădem în capcana aceasta, să ne umflăm, să arătăm la maxim ceea ce suntem, ceea ce putem și să ne arătăm cât, cât mai bine în fața altora. Dar Sfânta Scriptură ne învață așa, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Așa că dacă vrem să facem un pas spiritual, un sal spiritual, cum l-am numit în această dimineață, haideți să ne smerim sub mâna tare a lui Dumnezeu. Uh, chiar și un ateu sau dacă aveți în această perioadă poate semne de întrebare cu privire la creștinism, cu privire la existența Domnului Isus. Poate sunteți creștini și nu știți ce să credeți în această perioadă. Poate sunteți atei 100% convinși. Dacă îi spuneți lui Dumnezeu: "Doamne, nu știu dacă existi, nu te-am văzut, nu văd prea multe dovezi." Spunei cu această sinceritate: "Doamne, care este care este starea ta? Doamne, nu cred în tine, nu te-am văzut, dar dacă cumva existi, te rog frumos, uh, revelează-mi te și mie. Aceasta este o rugăciune pe care Dumnezeu o respectă. Dumnezeu nu se supără la o astfel de rugăciune. Dumnezeu uh, nu, doar oamenii se supără, doar oamenii uh, spune cum, cum nu crezi. Dar Dumnezeu este cel care respectă o astfel de rugăciune. Dacă cineva spune, vine la mine și spune, <coughs> Adi, eu nu cred că tu existi. Păi zic, e problema ta, eu exist. În felul acesta, nici Dumnezeu nu se supără dacă uh, noi spunem că nu există sau nu credem în El. Dar Dumnezeu este Cel care poate să răspundă la o astfel de rugăciune. Și am auzit cazuri, chiar săptămânile trecute uh, ați auzit probabil despre acest om influent, uh, Jordan Peterson, care... Uh, Cumva respectă valorile creștinismului și astăzi este tot mai aproape de Isus Hristos. Din ce cauză? Că nu și-a blocat canalele acestea de a auzi, ci se apropie de Dumnezeu și încearcă să înțeleagă uh, sensul lumii și îl vede pe Dumnezeu ca și o cauză, ca și uh, motorul esențial în acest Univers. Și Chiar dacă nu credem, chiar dacă avem dubii, Dumnezeu poate să le dea la o parte, dar este nevoie de această transparență. Este nevoie de această transparență. Acesta este pasul întâi. În al doilea rând, dacă vrem să facem un pas spiritual, un salt, este nevoie de iertare. Este nevoie să iertăm. Este nevoie să împlinim ceea ce Domnul Isus Hristos ne învață în Matei capitolul 6, versetul 14. Dacă iertați oamenilor greșelilor, greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Vedeți, dragii mei, cât de condițională este această iertare și trebuie să facem acest pas al iertării. Sunt diferite lucruri, poate chiar în fiecare zi ni s-ar întâmpla ceva, care să ne pună într-o stare din aceasta de neiertare. Și lucrul acesta nu este bun deloc. Noi nu am fost creați ca să ținem ură, să urâm, să trăim în această stare de împotrivire, de nepace, pot să o numesc. Chiar în aceste stări de agitație, de multe ori boala se instalează, de multe ori durerile de abdomen, de stomac, stres, toate acestea pot să vină când noi nu iertăm. Este o tensiune nenaturală în trupul și în duhul nostru. Și noi putem să scăpăm de ea. De fiecare dată când se petrece un eveniment din acesta în care poate cineva ne greșește, ne uităm din nou la Isus Hristos. Înspre El toată lumea a greșit. Însă El a iertat pe mulți când a existat pasul acesta al transparenței. Ne uităm la Isus care ne-a învățat să iertăm. Și mă întreb oare, ca și cine suntem noi în această vreme? Domnul Isus Hristos a iertat. Dar dacă ne uităm la primul om, la Adam, Adam vedem că nu și-a uh, responsabilizat greșeala ca unul care a mâncat din fruct. Și nu, el a spus nu, Eva este de vină. Eva a spus șarpele este de vină. Noi putem să fim tentați întotdeauna să căutăm o scuză, dar noi putem să ne iertăm, noi putem să luăm greutatea păcatului, a vinei și să ne, să ne declarăm dacă este acolo o vină spune cuvântul lui Dumnezeu pentru că în evrei, pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu voi mai aduce aminte de păcatele și de fără de legile lor. Asta vrea să facă Isus Hristos cu fiecare dintre noi. Domnul Isus sau Dumnezeu nu uită nu își va mai aduce aminte. Să nu ne obișnuim cu, cu ideea aceasta că Isus a plătit pentru noi, că a suferit pentru noi, pentru că este un lucru de o greutate esențială. Să nu luăm lucrul acesta cu, cu ușurință. De aceea, întotdeauna când avem lucruri care uh, le avem în minte, care întunecă mintea, lucruri care știm că le-am făcut greșit, vorbe care le-am spus, atitudini care le-am avut, în fiecare zi este bine să le aducem înaintea lui Isus Și în transparență putem să spunem, Doamne, uh, nu vine să mă rog, Doamne, nu pot să mă rog, am slăbit în rugăciune, știi cum eram, acum nu mai îmi vine deloc. Doamne, nu mai citesc în cuvântul Tău, mă plictisesc. Toate lucrurile acestea, dacă venim cu ele înaintea lui Dumnezeu, ne cerem iertare. Dumnezeu poate să ne ridice la o stare spirituală nouă. Este important să mărturisim lucrurile care le avem în minte, lucrurile care le avem în inimă și să ne păstrăm întotdeauna cunoștința, uh, conștiința curată. Ceea ce ne învață Domnul Isus Hristos este că în rugăciunea Tatăl nostru este că Tatăl nostru care ești în ceruri, un Dumnezeu care este în controlul tuturor aspectelor din viața noastră, un Dumnezeu care conduce Universul, Spune și Roman, capitolul 8, cu versetul 26 și până la 28. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, da? Duhul ne ajută. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Deci Duhul mijlocește pentru noi, are în vedere binele nostru. Și cel ce cercetează inimele adică Dumnezeu, știe care este năzuința Duhului, Duhului Sfânt, pentru că El mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. Vedeți, dragii mei, în cer noi avem doi aliați puternici, pe Dumnezeu, pe Duhul Sfânt, bineînțeles și Dumnezeu Fiul. Și apoi vine versetul 28. Ne coborâm din această sferă a cerului pe pământ. Ce se întâmplă? Pe de altă parte adică aici jos pe pământ, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Adică, se poate prea bine ca pe pământ noi să nu vedem la orice pas uh, indicatoarele acestea că suntem iubiți de Dumnezeu, mai trecem prin boală, mai trecem prin neajunsuri, dar de fapt Dumnezeu întotdeauna este în control și întotdeauna în toate lucrurile, toți oamenii care au a pus lângă noi în biserică, la lucru, în societate, toate lucrurile, toți oamenii, toate evenimentele, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Așa că, dragii mei, noi nu trebuie să avem niciodată o frică, pentru că Dumnezeu este în control, Dumnezeu este stăpânul Universului și lucrurile prin care noi trecem sunt uh, în mâna lui Dumnezeu, sunt îngăduite de Dumnezeu ca ele să ne formeze și să ne facă uh, o parte potrivită pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrurile acestea. Am vorbit despre transparență și am vorbit despre iertare. Este nevoie să ne iertăm unii pe alții, și este nevoie să ne iertăm uh, chiar când greșim, și să uh, vedem sferele în care noi suntem greșiți, și să mergem înaintea lui Dumnezeu cu ele ca El să ne dea uh, puterea aceasta de recunoaștere și de iertare de care avem nevoie. Și în al treilea rând, dragii mei, mai avem nevoie de încă un pas. Mai trebuie să descoperim viața din Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Mi-aduc aminte de multe ori când citesc Sfânta Scriptură despre bunicii mei. Aveau acolo Sfânta Scriptură pe masă, întotdeauna la îndemână și la fiecare, poate, o oră, câteva minute, înainte de masă, de multe ori după masă, Sfânta Scriptură era cartea pe care ei o, o, o deschideau mai mult decât orice altceva. Nu știu uh, alte lucruri care să le fi făcut mai des. Era cartea așa de bine citită, parcă se vedeau paginile cum erau îndoite, erau subțiate, erau murdărite, dacă vreți. Și eu lucrând pe la oameni prin casă, văd multe cărți la oameni, multe cărți la oameni în casă. Nu așa cum erau mai de mult biblioteci, dar prin living room acolo pe o etajeră, vezi câteva cărți și vezi tot felul de autori din ăștia moderni. Chiar acum am fost lucram într o zonă și m-am uitat, am văzut o carte de Stephen Hawkins, una de Richard Dawkins și una de Elon Musk. Și m-am uitat acolo peste tot, nu era nicio biblie. Nu era nicio biblie. Oare am devenit noi prea progresiști? Am devenit oare prea moderni? Oare uh, Biblia este o carte prea antică? Sunt lucruri care, da, sau au învechit, dar Biblia nu intră în această categorie. Doar o singură carte de dragoste ne-a lăsat Dumnezeu. Și asta noi trebuie să o cercetăm în fiecare zi. Citim și știm citate despre Socrate, despre Cicero, dar știm tot mai puțin despre Isus Hristos. Și problema nu e doar că oamenii nu mai au Sfânta Scriptură. Problema este că noi, ca și creștini, o avem. Dar de multe ori uh, nu mai folosim. Nu mai avem obiceiul acela de a intra în Sfânta Scriptură și a ruga pe Dumnezeu să ne vorbească în așa fel încât El să transforme viața. Eu pot să folosesc Sfânta Scriptură doar să predic, doar să impresionez pe alții cu câtă cunoștință biblică am dar o folosesc într-un mod greșit dacă o folosesc doar pentru asta. În schimb, dacă citesc cuvântul lui Dumnezeu, Doamne, cum să umblu eu ca Iisus Hristos? Cum să mă sfințesc eu mai mult? Să înțeleg cine sunt eu ca om? Să înțeleg cine este Dumnezeu ca și uh, relevanță și ca entitate eternă? Atunci o folosesc într-un mod bun. Așa că, dragii mei, este nevoie să dăm la o parte atâtea lucruri care știu că ne frământă și ne răpesc timpul în această vreme mă uit la rețelele de socializare, burse, YouTube, filme, televizoare, toate lucrurile acestea pot fi folosite într-un mod bun, dar dacă aș fi cinstit 100%, cred că ele iau majoritatea timpului pe care noi ar trebui să-l folosim înspre Sfânta Scriptură. Și, dragii mei, pentru că vorbesc de transparență, de onestitate, mă fac și eu părtaș acestor lucruri. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu, haideți în această dimineață să luăm o decizie comună, ca să folosim mai mult și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne transforme, să ne facă mai pur, să ne facă mai curați. Eu am văzut lucrul acesta de fiecare dată. Mi s-a întâmplat să fiu pe internet și să zic, mă, internetul ăsta, chiar dacă e nelimitat, mă plictisește, m-am săturat de el. Nu mi-aduce o stare bună. Dar de fiecare dată când deschid cuvântul lui Dumnezeu, îmi dau seama că cartea asta nu e scrisă de niște oameni, e scrisă de Dumnezeu. E o carte divină, e o carte care îți aduce o stare de pace, de liniște, care te face să dorești să trăiești. De aceea, dragii mei, vă implor, haideți să luăm cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spunea cineva, nu trebuie să trecem noi de 50 de ori prin Scriptură, cum spunea fratele Zach E suficient dacă odată Sfânta Scriptură trece prin noi. De aceea, dragii mei, haideți să Rupem aceste legături ale leneviei spirituale și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne facem un timp întotdeauna pentru El, pentru rugăciune, pentru Scriptură. Ce spun primele cuvinte din Sfânta Scriptură? La început Dumnezeu. La început Dumnezeu. Să-l punem pe Dumnezeu în toate lucrurile la început. Dumnezeu nu trebuie să fie acolo ca și un lucru care din când în când îl folosim. În primul și în primul rând, Dumnezeu. Dumnezeu înainte a muncii, Dumnezeu înaintea soției, înaintea copiilor, înaintea uh, bisericii, dacă vreți. Și apoi toate lucrurile vor cădea uh, la locul potrivit. Dar, în primul și în primul rând, noi trebuie să stăm în comuniune cu Dumnezeu. Și dacă ne întrebăm oare cât timp am stat în această săptămână înaintea lui Dumnezeu, oare cât timp. Uh, uh, am stat citind cuvântul lui Dumnezeu în această săptămână. S-ar putea să punem câte 5-6 zile împreună și să fie sub o oră. Spune Domnul Iisus Hristos, ce, un ceas nu ați putut să vegheați împreună cu mine? Eu nu vă spun cât, dar vă rog frumos, uitați-vă fiecare în viața voastră. Cât de mulțumiți sunteți cu felul în care vă atribuiți timpul înspre telefon, să spun. Și înspre Sfânta Scriptură. Oare ce ne ajută mai mult să, să ă, traversăm prin această viață? Dragii mei, mă apropiu de încheiere și spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 66. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Dragilor, asta a făcut Dumnezeu, cred că, până în ziua de astăzi cu mulți dintre noi. În ciuda uh, multor dificultăți, multor uh, nesupuneri, dacă vreți, Dumnezeu încă ne-a ascultat. Dar, dragilor, dacă vrem să devenim tot mai serioși, dacă vrem să fim uh, tot mai pocăiți, dacă înțelegem cât de important este să nu stagnăm sau să regresăm, ci să creștem înspre Dumnezeu, este nevoie să ne întărim, să... Și să luăm aminte la acești pași, pe care îi repet încă o dată: onestitatea, iertarea și, în al treilea rând, să descoperim viața din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, dragii mei, suntem la sfârșitul unei săptămâni, începem o săptămână nouă, ne stă în față. Dumnezeu să ne ajute ca în această săptămână să devenim tot mai buni, cât mai pocăiți și cu siguranță Dumnezeu ne va da putere, ne va da har, ne va ajuta și vom vedea cum vom progresa înspre el și uitându-ne în urmă vom curege roade tot mai bune. De aceea, până săptămâna viitoare, vă binecuvintez în numele Domnului. Acum mai dau legătura la fratele Rado și urmează să ne rugăm în curând pentru cauzele dumneavoastră. Vom mai cânta împreună Domnului, cred că o cântare și Haideți, vă invit să mai rămâne câteva uh, minute împreună și după aceea o să ne rugăm înspre final.